Sunt Ovidiu Alb și împreună cu Dora vă spunem bun venit la un nou episod al podcastului Parenting. Am auzit de multe ori spunându-se că cine nu are bunici ar trebui să-și cumpere, dar am vrea să vedem astăzi de ce. Așa că o să-i prezint pe invitații noștri de astăzi, bunici în cadrul comunității VIA, Adi și Floare Stanciu. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Cu drag! Aș vrea să ne uităm un picuț la rolul bunicilor în educația copiilor și mai mult chiar în familie. Vedem încă din Deuteronom o responsabilitate trasată în a învăța pe copii și pe copiii copiilor noștri ce înseamnă să urmăm căile lui Dumnezeu. Ce înseamnă pentru voi lucrul ăsta? Faptul că Biblia amintește despre lucrul acesta, este clar că Dumnezeu ne-a format, ne-a făcut în așa fel încât să fie o binecuvântare pentru noi să fim bunici. De asemenea, cred că este un avantaj pentru noi, pentru că în perioada aceasta de seniori ne simțim iubiți, în continuare ne simțim utili și putem să investim în cei tineri, așa cum Biblia și ne învață. Câți nepoți aveți? Nu ne-ați spus lucrul ăsta. 4 nepoți, un băiat și 3 fete, de la 14 până la 6 ani, 5. Pardon. Deci cu siguranță sunteți foarte utili la casa părinților. Da, dacă ne gândim la o vorbă care zice că să crești un copil e nevoie de tot satul, noi avem 4 nepoți, nevoie de 4 sate, nu, e nevoie de întreaga comunitate și în mod special de familia lărgită. Și e o binecuvântare pentru noi să fim parte în a-i crește. Nu e treaba noastră să-i creștem în modul și a le purta de grijă, ci în modul de a-i proteja, de a-i face să se simtă în siguranță, de a-i răsfăța, că asta e treaba bunicilor, și să subliniem principiile care copiii, nepoții noștri le primesc în familie. Nu venim să schimbăm principii, poate unele reguli așa se aplică altfel. Se ajustează la bunici, categoric. Și ei cu mare drag spun, dar când venim la voi? Ok. Când zice mami și tati. Pomeneai de faptul că e nevoie de o întreagă comunitate, de un sat să crești un copil. Știu că voi ați schimbat satul ca să fiți mai aproape de bunici. V-ați mutat de la Brașov la Cluj. Cum a fost trecerea asta? Cum ați reușit să luați decizia? Cât de greu a fost să lăsați în urmă viața, practic, pe care ați avut-o la Brașov? Și cum ați... Ce ați descoperit la Cluj odată cu mutarea mai aproape de nepoți? Pentru mine a fost foarte greu. M-am legat mult de Brașov și mutarea la Cluj a fost o dezrădăcinare puternică și emoțional. Aș zice, chiar că am avut nevoie de suport specializat. Satisfacția pe care ne-o dă faptul că suntem aproape de familie și aproape de nepoți, că ăștia dau culoare vieții de bunici, recompensează și e extraordinar acum. Ne-am găsit locul în familie, ne-am găsit locul în comunitatea bisericii din care facem parte, așa, și
începem să rodim. Da, și sunteți o binecuvântare pentru comunitatea din care facem parte cu toții până la urmă. Da. Ne bucurăm. Pot să spun că, și eu pot să spun ca și Floare, a fost o mutare dificilă, dar ceea ce ne-a ținut, ceea ce ne-a determinat să ne adaptăm a fost tocmai intenționalitatea noastră de a fi aici cu ei. Să știți, ne-am mutat nu pentru slujbă, nu ne-am mutat pentru avantajul unui oraș mai mare, mai cultural, nici măcar pentru biserică. Scopul nostru a fost să venim să fim aproape de nepoți și de copii. Deci a fost o decizie rațională. Da. Și asta ne-a ținut totdeauna focusați pe dorința de a ne împlini scopul ăsta, de a fi utili. Bineînțeles că ne-am găsit locul, cum spune Floare, în comunitate. Eu mi-am găsit locul și mutând lucrarea pe care o fac. Am putut continua ceea ce Dumnezeu m-a chemat, dar ne-am concentrat în special pe a fi împreună cu copiii și cu nepoții. Cred că aici ar fi important să menționăm, din moment ce ați făcut mutarea în special pentru nepoți, care ar fi principiile după care se pot trasa niște limite în responsabilitățile bunicilor, copiilor? Pentru că până la urmă părinții sunt primii responsabili de educația copiilor, dar bunicii vin cu părerile, cu influența, cu bagajul lor de cunoștințe. Unde putem trage limita între responsabilitățile unora și altora? Sau care ar fi niște principii după care putem să... Mutându-ne la Cluj, mă rog, cu nepoții, să fim aproape de nepoți, ne-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu ne dă a doua șansă. Multe lucruri n-am știut când copilul nostru a fost ca și nepoții. Le-am făcut multe din intuiție, majoritatea din înțelepciunea pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu. N-am citit nicio carte de parenting sau de cum să-ți crești copii, cum... Niciun podcast n-ați ascultat? Ba da, la Europa, Radio Șanț sau unde. Scuzați. Nu, dar ne-am uitat adânc în cuvântul lui Dumnezeu și am încercat să punem principiile care le-am găsit acolo în educarea unui copil în secolul 20. Și n-a fost ușor, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este destul de restrictiv în unele lucruri, dar copilul nostru a știut care sunt absolutele care Dumnezeu le cere, ni le cere nouă în primul rând și noi la rândul nostru le-am cerut ei, și de asemenea o știut că mama sau tata nu sare peste ceea ce învață cuvântul lui Dumnezeu. Și faptul că suntem bunici, acum când ai la îndemână atâtea cărți și care... Am fost foarte curioasă să le răsfoiesc, măcar dacă nu le-am citit pe toate. Mi-am dat seama că ceea ce am făcut, n-am făcut greșit, dar am făcut ca niște amatori. Un pic după ureche, după intuiție. Exact, după intuiție. Să înțeleg că acum cu rolul de bunici aveți șansa să treceți la profesioniști. Hai să zicem, las puțin specializați. Okay. Eu cred că aici a avut un rol și Duhul Sfânt, care ne-a învățat. Mm-hmm. Tocmai vorbeam cu Floare și ne gândeam ce cărți am citit noi în perioada aceea, și așa cum spunea, nu am avut. Dar acum, citind cărțile, ne dăm seama că am aplicat aceleași principii fără să le fi citit, pentru că undeva Duhul Sfânt a conștientizat
ne-a învățat și ne-a ajutat. Un lucru pe care vreau să-l mai adaug este faptul că am avut niște modele. Pentru noi, principiile care le folosim acum sunt modelele bunicilor noștri sau a părinților noștri care i-am văzut portându-se cu copilul nostru. Și pot să spun că mi-aduc aminte mult mai bine acum de evenimente sau situații din viața pe care am petrecut-o cu bunici decât acasă. Sau sunt mai nuanțate și mi-am dat seama că rolul bunicilor pentru mine a avut o influență foarte puternică în a-mi forma credința. Ambii bunici din partea mamei și ai tatălui au fost pionieri ai credinței și am învățat de la ei ce înseamnă citirea Bibliei, rugăciunea. Bineînțeles și acasă, dar bunicii mi-au fost exemplu și multe alte. N-am să uit niciodată, una din pasiunile mele este pescuitul și bunicul m-a învățat cum să pescuiesc cu o oață și un ac. Un ac de gămălie. Și modelul acela a fost pentru mine de mare valoare. Deci modelul pe care l-am avut, l-am transmis mai departe. Zicea Ovidiu despre trasarea acestor limite între bunici și părinți, responsabilitățile a unora și altora. Cum ați rezolvat, poate chiar aveți exemple concrete, cum ați rezolvat anumite tensiuni inerente care apar sau discuții? Pentru că, da, voi ați crescut un copil care știți cum îi, dar la pachet cu el a mai venit un copil, ginerele, da, care a venit cu alt bagaj și atunci apar anumite diferențe și tensiuni, de ce nu? Cum le-ați negociat? Cum le-ați rezolvat? Simplu. Nu stai niciodată în casă cu copiii. Okay. În sensul că nu locuiești împreună. Am avut grijă să avem 4 km între noi când ne-am mutat aici. Înainte am avut 400. Și principiul 1 este totdeauna aproape, niciodată în cale. Ok. Dacă au nevoie de noi, anulăm orice agendă și știm că nepoții și ei au prioritate. Așa că în privința aceasta nu se discută. De aceea ne-am mutat la Cluj, ca să fim aproape, dar niciodată în cale. Asta una. Și vis-a-vis de intrușii așa, personal, m-am pregătit pentru ziua când va veni un intrus în familia noastră și m-am rugat mult pentru el. Și să fie cel pe care Dumnezeu îl vrea și cum vom relaționa. Lucrul ăsta ajută și o altă treabă ajută să ții și gura. Aia da. Chiar dacă mie îmi place să vorbesc și să-mi dau cu părerea multe, sunt situații când cel mai înțelept e să ții gura ca și bunic. Uh-huh. Noi am avut și un exemplu de unde să învățăm, dar un exemplu negativ. Mama mea a fost foarte dominantă și după ce ne-am căsătorit, întotdeauna ne copleșa cu sarmale, cu încă un scaun, încă un preș, ceva care trebuie în casa asta, fără să-i cerem să ne ajute, până când a fost un moment mai tensionant, dar necesar să-i spunem, vă rugăm să ne ajutați atunci când vă cerem noi. I-a fost greu mamei, tatălui nu, deloc, a fost foarte de acord, dar până la urmă acea discuție, comunicarea aia a ajutat foarte mult și eu cred că trebuie să folosim comunicarea, nu să ascundem sub preș, nu să înghițim în sec, nu să evităm
problemele, ci să le comunicăm și să stabilim regulile, ordinea, responsabilitățile și cine are ultimul cuvânt. Menționați că, acum uitându-vă înapoi, ați luat anumite materiale pe care atunci nu le-ați avut disponibile și că ați aplicat aceleași principii. Întrebarea mea ar fi, sunt anumite lucruri sau care sunt lucrurile, unu, două lucruri pe care le-ați face altfel acum, având perspectiva bunicilor? Ca părinți, nu? Te referi? Ca părinți, mm-hmm. Da. Da, eu cel puțin îmi dau seama cât de mult am stat afară, departe de casă, prin slujirea pe care am avut-o, prin misiunile prin care am fost, școli, pe unde am fost. Am lăsat prea mult pe Floare și pe Dora să stea singuri acasă și ăsta este un regret care nu l-am putut și nu mai pot repara niciodată. Deci, cred că tendința la anumită vârstă, când poți să dai cât mai mult, când poți să te implici, când poți să faci multe, este să neglijezi familia. Un echilibru. Și cred că aici e prioritate, este familia. Un prieten bun spunea, Dumnezeu a făcut întâi familia și după aceea misiunea și biserica. Și cred că trebuie să dăm întâietate familiei și să punem accentul acolo, pentru că altfel ne trezim cu eșecuri. Și, slavă Domnului, pot să zic că lucrurile au mers bine, dar aș face altfel. Aș da mai mult timp familiei. Da, sunt de acord cu ce a zis Adi. Eu am întrerupt serviciu, dar destul de târziu, de-abia când a murit soacra mea. Și dacă ar fi să o iau de la capăt, aș întrerupe, pe vremea aceea aveam doar, o paranteză acum, doar 3 luni concediu de maternitate. Cred că în momentul în care s-ar naște copilul, aș întrerupe definitiv sau mi-aș lua concediu cel puțin 5 ani, dacă nu 7, ca să nu zică lumea că n-are copilul meu cei 7 ani de acasă. Iară, de la bunici, dar nu de la mine. Și în primul rând, mie îmi va cere socoteală Dumnezeu pentru ceea ce am investit în copilul meu. Bunicii au fost super, au fost de ajutor, dar asta aș face altfel, aș acorda mai mult, adică tot timpul în perioada aceea de formare. Alții s-au bucurat de primii pași, alții s-au bucurat de primele cuvinte, alții s-au bucurat de prima zi în care o mânca singură. Deci tot ce a fost prima dată în viața copilului nostru, alții s-au bucurat că noi eram, slujeam patria. Da, până la urmă, cred că contextul fiecăruia e diferit, dar ceea ce e important e echilibru pe care putem să îl avem în viața de familie și cum reușim să ținem lucrurile astea într-o balanță cât mai perfectă. Și cred că aici ai și Duhul Sfânt care reglează lucrurile și cu siguranță răscumpără și greșelile și neajunsurile care apar odată cu condiția noastră de oameni, dar în final când trageți linie și vedeți Dora a ajuns bine, cred că inima e plină și... Da, dar e numai harul Domnului. Da, da. Noi nu ne-am făcut nici măcar ce trebuia să facem, tot ce trebuia să facem, ci puținul care noi l-am făcut a fost și este îndurarea Domnului pentru noi, față de noi și față de copilul nostru. Lucrul ăsta ni-l dorim și pentru nepoți. De aceea, ceea ce facem, facem cu bucurie, atât ajutăm la... învățat chestii de mate sau de română sau de așa, dar în mod special pasiunea mea este să pun
în mintea lor cuvântul lui Dumnezeu, dar nu numai în minte, ci explicându-l ca să-l memoreze mai ușor și să-l rețină mai ușor, explicându-le de ce e necesar versetul cu tare, de ce facem referire la el, de ce trăim așa. Și asta îmi face așa o mare bucurie, mai mult decât 10 sau cât o fi la mate, cât faptul că nepoții mei știu versete și nu numai că știu, ci îmi spun da, știm, se aplică în situația cu tare, tot ce începe ducem la bun sfârșit, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, sau multe. Tot acum să mă laud, poți să mă laud? Da, e dreptul bunicilor, nu? În vara trecută, Thomas a memorat într-o săptămână cât a stat la noi 30 de versete, Amelia la fel, Olivia a memorat 20 plus 2 psalmi și 20 de versete, adică și plus 2 psalmi, și aia mică zicea, Nana, dar pe mine nu mă asculți. Și din ce au auzit pe ceilalți, a învățat doar din auzite 5 versete. Și am fost așa de mândră și ne bucurăm. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să facă să rodească acest cuvânt. Pentru că asta e promisiunea din cuvânt. Da, practic și vă trebuie să mergeți până la marginea pământului ca să faceți ucenici. Da. Trebuie să vă mutați din centru țării până spre margini, aproape, ca să faceți ucenici și mă bucur să văd. Dar mi-a plăcut. Da. Mă bucur să văd că sunt aspecte practice pe care putem să le luăm și să le aplicăm. Acum aș vrea să vă întreb apropo de relația cu Dora și relația cu bunici, părinți, dacă v-ați lovit de reproșuri pe vremea mea, dacă făceam așa, vedeam eu, cum reușiți să treceți peste ele sau cum le abordați? Pentru că și din experiență proprie, în cazul nostru se întâmplă la fel, copiii mei au alte libertăți față de cele pe care le-am avut eu crescând cu părinții. Cum reușiți să țineți distanța aia de care zicea acum câteva minute? Noi am crescut într-un context în care disciplinarea era negativă. Nu fă asta, nu fă asta, inclusiv la biserică, inclusiv în societate. Dar am avut harul să experimentez și disciplina pozitivă. Lucrând în misiunea unde sunt acum implicat, există partea aceasta de a disciplina, de a educa, de a învăța pozitiv, prin a aprecia lucrurile bune. Și asta ne-a ajutat ca să gândim în contextul zilelor noastre și în felul acesta să găsim lucrurile pozitive, chiar recompense prin care putem să-i determinăm pe nepoții noștri să facă lucrurile bine, să le facă până la capăt, să le accepte, să le înțeleagă mai întâi și să le accepte și să și le însușească. Da, ne-a fost dificil pentru că am crescut cu nu înainte și acum trebuie să ne schimbăm stilul de a gândi și de a acționa. Dar cred că doar înțelegând lucrul acesta, că de multe ori cu o vorbă bună, cu o explicație, cu un timp de calitate, faci mai mult decât dacă îi interzici, nu îi spui nici ce, de ce, nici cum și frustrarea este mare. Deci așa am crescut și așa am crescut-o pe Dora, dar acum ne dăm seama că lucrurile sunt mult mai bune în felul acesta, de a fi
plătit și de a aprecia lucrurile respective. Și asta este biblic. Ce am descoperit este că Dumnezeu lucrează cu noi așa. Toate lucrurile pe care ne le cere, poruncile, nu sunt ca să ne limiteze, ci ca să ne dea libertate sau mai mult ca să ne protejeze. Și atunci când auzim poruncile Lui și le împlinim, avem binecuvântări. Ce frumos! Și apropo de bucuriile pe care le aveți cu nepoții, care sunt lucrurile care vă aduc cea mai mare satisfacție? Care e cireașa de pe tort în relația cu nepoții? De ce să așteptăm să devenim și noi bunici? Sau la ce să ne așteptăm? Na, na. Hai să mergem pe canapea și să ne drogălim. Așa zice nepoțica cea mai mică. Și vine și te, efectiv, te determină să o iei în brațe, să ai parte de pupăturile ei și de îmbrățișări și na, vreau să vin la tine, vreau să dorm cu tine noaptea asta. Sau, dar bineînțeles, cred că bunicul poate să spună mai multe, că el este răsfățatul celei mai mici. Asta e doar așa o chestie, dar de ce am face geloși pe bunicii ceilalți care nu vor să se implice, de exemplu, prea mult în așa, este că au harul de a vedea cum un boț de humă în sufleție, vorba lui Creangă, începe să se formeze, să dezvolte, să știe să aprecieze și să își însușească valori, să îl vezi cum se deprinde în a citi sau în a-i citi și cum ascultă, cum pune întrebări și cum înflorește sub ochii tăi. Nu trebuie totdeauna noi să ne spetim ca bunici în a le procura toate lucrurile de care un copil are nevoie, dar partea aceasta de a-i ajuta să se dezvolte și de a le umple rezervorul emoțional a sufletului lor este așa o binecuvântare și un drag de a face ca și bunica. Și bunicul și mai și. Și un ultim cuvânt despre asta, suntem chemați să facem ucenici. Și cred că cel mai ușor mod de a face ucenici este cu nepoții. Aș mai vrea să adaug un lucru care pentru mine a fost de mare preț. Cu toții ne rugăm pentru nepoți, ca și bunici. Și de multe ori rugăciunile sunt generale. Doamne, ajută la școală, să nu se îmbolnăvească, protejează-l. Am învățat să mă rog specific pentru nepoți, specific pentru părinți, specific pentru noi ca bunici în relația cu toți, cu părinții și cu copiii. Nu suntem chemați să îi spunem lui Dumnezeu ce să facă. Din contră, rugăciunea întotdeauna mă formează pe mine și învățând să mă rog specific pentru nepoți, pentru relația lor cu Dumnezeu, pentru relația cu părinții, pentru conflictele care s-au iscat, pentru boli și încercări prin care trec, prin extemporale teze, pentru excursii care le fac. Nu mă rog, Doamne, fii cu el și protejează-l, ci mă rog ca, Doamne, învață-l ceva, ajută-l să înțeleagă anumite lucruri care nu le poate percepe acasă sau la școală și întotdeauna încerc să fiu creativ și să mă rog specific ce ar putea să se întâmple acolo și atunci lucrul ăsta îmi dă mult mai multă satisfacție, iar când vine acasă sau când am timp să stau de vorbă cu el, întrebările mele sunt pe ceea ce m-am rugat. Să văd, Doamne, te-am rugat ca să-l înveți răbdarea și poate prin experiența care a avut-o văd cum Dumnezeu a lucrat în viața lui. Dar asta vreau să spun, rugăciuni specifice și rugăciuni
pe toate planurile. Mă rog acum, încă de acum, pentru partenerii de viață pentru ei. Iar lucru care îl cer Domnului este să mă ajute, dacă Domnul vrea, să îi văd pe toți făcând legământ cu Domnul. Doamne ajută! Mulțumim tare mult pentru vorbele voastre, pentru gândurile voastre. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și azi și vă așteptăm la un nou episod. Pe curând!